Noul spital a costat peste 8 milioane de euro, bani exclusiv de la bugetul local. Autoritățile au luat decizia construirii acestei unități moderne după ce unul dintre corpurile vechiului spital a fost revendicat și pierdut în instanță, iar celelalte erau foarte vechi și aproape imposibil de renovat. E cea mai mare investiție din România după Revoluție, făcută din fonduri exclusiv de la bugetul primăriei municipiului Craiova. Valoarea este aproximativ 8 milioane de euro. Aparatura este cumpărată în ultimii 3 ani de zile, deci este aparatura nouă, să vedeți mobilierul nou tot și mai trebuie să mai ia plasmele, în rest este dotat cu absolut tot ce are nevoie. Clădirea este securizată prin toate sistemele de securizare, este cu supraveghere video, cu interconectivitate între secții, între pavilioane, avertizoare de fum, deci nu se fumează în spital. Da, toate sistemele de supraveghere sunt active, sunt filtre biologice, toată sterilizarea aerului se face prin filtre biologice din sistemul de climatizare. În unitatea medicală recent construită au fost mutate 4 dintre cele mai importante secții ale Spitalului Filantropia pentru a nu perturba activitatea medicală. Practic, în vechea locație a rămas doar maternitatea, care funcționează într-o clădire complet renovată. Este un spital, cum rar vezi, este foarte bine executat, felicit constructorul. Calitatea foarte bună a construcției, dotările foarte bine și conceptul este foarte modern. Există un nivel de confort destul de ridicat pentru pacienți. Sunt 3 secții de medicală aici plus fizioterapie. Am văzut și zona de fizioterapie, care este foarte modernă și foarte funcțională. Noul Spital Filantropia are 181 de paturi, 4 corpuri de clădire și o suprafață totală construită de peste 9.000 de metri pătrați.